Pare așa ca un fel de junglă în mediul urban. Primul gând a fost wow! Evident că e frumos, e frumos la toată lumea. Nu. Mergem înapoi. E un vis devenit realitate? Faptul că există este o formă de magie. Zi tu. Din nou? Da. Cred că o să zicem toți același lucru. Exact, pentru baie cu spumă, pentru orice vrei tu, pentru relaxare. Vorbim de un client care a apelat la serviciile a 11 designeri. Găsim absolut toate finisajele de care avem nevoie și care sunt în tendințe. Inspirația de cele mai multe ori vine când vizităm aceste showroom-uri de specialitate. Faptul că avem mai multe concepte diferite pe fiecare baie ar putea să apeleze la o gamă foarte largă de beneficiari. Practic oricine și-ar putea găsi așa baia visurilor sau măcar conceptul de baie pe care și l-ar dori. Showroom trebuie să fie foarte primitor și să semene cât de mult cu spațiile de acasă, astfel încât clientul să-și poată imagina produsele la casă. Am ales să aduc un colț de natură, de natură vie, în mijlocul Bucureștiului. Oferă vizitatorilor o experiență unică, un contrast mult mai puternic de la o cameră la alta, comparativ cu alte showroom-uri ce sunt distribuite într-un open space. Nu, la asta chiar am răspuns foarte drăguț. Am acceptat provocarea deoarece ni s-a părut un prilej de a lucra cu produsele unor dintre cei mai buni producători de pe piață la momentul actual. Dar nu asta era întrebarea. Am auzit liber la creativitate și asta m-a relaxat foarte tare, dar în același timp a pus un pic de presiune. Și am încercat să introducem și obiecte sanitare de ultimă generație, astfel integrând pe lângă design, tehnologia și sustenabilitatea. Am vrut să ducem orice privitor într-o direcție nouă, să nu se gândească la o simplă baie ca la o baie, la patru pereți. Băile în ziua de astăzi nu mai sunt niște simple băi, ci adevărate sanctuare. Trei cuvinte magice. Noutate, emoție și foarte mult suflet. Pasiune, echipă, oamenii care s-au adunat în jurul unei idei care părea improbabilă. Showroom-ul este o poveste frumoasă, e și o emoție, dar și o nostalgie totodată. Înseamnă un pas firesc pentru Nea Caisă după atât timp de online. I did it. Mi-am venit cu sfori. Nu mai știu ce vreau să zic. Cred că cel mai simplu ar fi să întrebăm fiecare client, fiecare arhitect care îi va călca pragul și să ne spună pentru el / ea ce sentimente îi transmit. E greu, în partea asta e greu. Unde faceți petrecerea?